dimineața, la Sine Barbine. Mă, bună, Nasrin. Da. Bine ați venit, Daniel, la Sarma Final. Care n-a venit singur, ai venit cu prietenul tău. Păi m-ai sunat acum două săptămâni să vin și eram cu implantele prin gură. Hai să ne așezăm pe canapea și stăm de vorbă. Am venit cu Alina, am spus de atunci că vin cu... Vin cu Dințaru. Da? Cu cine, mă? Cu Dințaru. Dințaru. Deci Dințaru este... hai să vă spun cum a fost. Acum câteva săptămâni îl sun pe Daniel, vorbesc cu el. Vin la emisiune. Da, vin. Joi ne vedem. Bun, ne vedem joi. Îl sun marți sau miercuri, nu știu când a fost. Ce faci, vii? Ce ai pățit, Daniel? Uite, am o problemă la gură, m-am operat, m-am nenorocit, m-am nu știu ce, nu pot să vorbesc, nu pot să râd, nu pot să... Aia a zis, bine, Daniel, atunci mă sun tu când crezi că poți și când o să fii ok. El este prietenul tău. Alinu Deanu, da, și am spus de atunci că o să vină în emisiune cu mine. El are grijă de toți rapidiștii, jucătorii rapidului. De dantura ta, în primul rând, pentru că te-a ajutat să ai un zâmbet din nou frumos. Da. Aveam niște probleme care tot le-am amânat, acum sunt bine. Da. Sunt foarte mulțumit de ce mi-a făcut. Așa, și toți jucătorii rapidului, e un lucru foarte important ăsta. Să ai un om care se ocupe de jucătorii echipei. E foarte important. E foarte important. Știu că se făceau vizele medicale și în primul rând Tot timpul dintre... am avut probleme. Nu. Fotbaliști întotdeauna au avut probleme. Foarte acum cu Alin nu o să mai fie că... Bravo, Alin, felicitări. Îți mulțumim că ni l-ai readus pe Pancu. A și jucat fotbal, a fost portar. A fost la un antrenament la noi, am zis că legitimăm. Doamne ajută, ce să zic, să te vedem în poartă cât mai des. Daniel, vreau să te întreb, cum ești? Cum e viața ta acum? Cum ești tu până să intrăm în fotbal? Pentru că s-a întâmplat, am trecut toți pe acolo. Da, ai trecut și tu, trece multă lume, nu sunt primul, nici ultimul, nu e. Și nu prea comentez eu despre lucrurile astea. Nu comentez despre, dar viața merge înainte. Nu mai înainte. Suntem fericiți, mergem cu, și cu gândul. Ei, fericiți nu putem să fim în momentele astea, dar nu. Un divorț nu e motiv de fericire, dar asta e, drumurile se separă. Așa, dar atât cât rămâne o relație civilizată până la urmă și pentru copii și pentru... Copiii sunt mai importanți decât mine sau ea. Să străiască, apropo, Doamne, să străiască copila și mulțumesc, Doamne ajută. Hai să revenim la oile noastre. Da. Noi suntem aici, suntem câțiva suporteri rapidi și prin platoul ăsta. A, nu, trebuie să vedem pe Nicol, deci dacă nu arătăm pe Nicol, care este pregătită... Unde e Nicol? Vrem să o vedem pe Nicol în platou, este o rapidistă convinsă. Nicol sau Nicoleta? Nicol sau Nicoleta, o să vină un pic mai târziu. Auzi, și că mereu am avut curiozitatea asta, evident, dintre femei și bărbați. Bărbații sunt microbii, sunt fani înfocați ai fotbal. Cum vă alegeți voi echipele? Să zic, domne, gata, sunt rapidist. Nu, sunt stelist. Uite, o să fac eu o mică introducere, după care îl las pe Daniel. Uite pe Nicol, ea e Nicol, este rapidistă, este... Fetița lui Marian de la mobilă, care e un alt rapidist. Noi suntem aici un grup de rapidiști. Am și eu doi geacrase la casă. Ai doi? Băiat și fetiță, da. Să străiască, Doamne. M-am jucat cu Nicol mai devreme și cu fularul ăla e mult mai drăguț. E mult mai drăguț, da. Spun eu cum ne alegem. La mine, de exemplu, s-a moștenit. Eu sunt la treia generație de rapidiști din familia mea. În sângele nostru deja e vișiniu. Adică bunicul meu a fost rapidist, tatăl meu e rapidist, eu sunt rapidist, băiatul meu care are 2 ani și ceva. Pentru cei de afară e greu să ne înțeleagă. Da, să ne înțeleagă. Eu nu m-am născut rapidist, eu am ținut cu Dinamo când eram mic. Dar când am venit prima dată pe Giulești, așa am rămas. Până la ce vârstă? Și absolut toți, văd foarte mulți copii la meciuri. Și odată e de ajuns să vină un copil pe stadion la noi și a rămas pe viață. Când a fost în momentul când Daniel Pancu a realizat că acesta este drumul și cariera pe care vrea să o aibă în viață? Când am realizat fotbalul să fie pasiunea. Păi fotbal, m-am născut cu pasiunea asta, nu? E viața mea, e unul din lucrurile mai importante din viață. Sunt mulți copii tineri talentați care n-au norocul să ajungă foarte departe. Da, bine, e vorba și de șansă, e foarte multă muncă la mijloc, foarte multe sacrificii. Așa e. Am fost și norocos, am jucat în România la o echipă foarte iubită, o echipă cu suporteri fantastici. Am făcut același lucru în Turcia, la fel, suporteri fantastici. Din punctul ăsta de vedere mă consider un norocos. Așa e. Am jucat. Vorbeai de sacrificii și compromisuri. Ce tip de sacrificii sau care ar fi, nu știu, momentele grele care îți vin în minte în această carieră? Au fost și accidentări, a mai fost o operație la spate, am fost la un pas să renunț la fotbal, dar am trecut cu ajutorul lui Dumnezeu, cu multă forță interioară, am trecut peste ele și am ajuns iarăși, sunt un privilegiat să joc până aproape de vârsta de 40 de ani. Sunt puțini fotbaliști în România. Corect, au fost. Corect. De genul ăsta. Știu că tu în Turcia ai descoperit problema pe care o aveai. Vrei să te lași, nu? A fost o perioadă în care chiar te-ai gândit să te lași? A fost greu pentru că aveam și o formă foarte slabă de vreo 2 ani, 2005-2006.
toți îmi spuneau că am o problemă la sciatic, inclusiv doctorul echipei naționale, doctorii din Turcia. M-am transferat la Bursa Sport și am avut norocul să dau peste un chirurg extraordinar de experimentat. La fel, mi-a făcut două controle, la fel îmi spunea să-mi tratez sciaticul. Până la urmă mi-a băgat o substanță de contrast și a doua zi m-a operat. Într-o lună am fost pe teren, a fost perfect. Până să ajungem să vorbim de Rapid, subiectul care pe noi ne interesează la momentul ăsta, pentru că este un proiect foarte complex și foarte important pentru întreg fotbalul românesc, nu numai pentru noi suporteri rapidiști, spune-mi un lucru. Care a fost cel mai greu moment din viața ta sportivă? Eu am citit ceva și noi am mai vorbit mai demult. Care a fost cel mai greu moment suferit de tine pe teren? Că știu că era meciul cu Danemarca, am citit ceva. Cu Danemarca a fost un coșmar a fost, practic am plâns în vestiar după meci și la Rapid a fost... Ai spus că ai plâns o oră după terminarea meciului, nu? Da. De net. Tu ai marcat și gol acolo, parcă la... Am marcat golul de 2-1, practic eram sigur de... Deci practic tu calificasești România la campionatul... Eram sigur de baraj. Erai sigur? Nu eram calificat direct, doar dacă nu bătea Danemarca prin Bosnia, ultima etapă, pentru că mai aveau de jucat un meci, dar a fost tragic pentru că noi, după golul de 2-1, am avut 5-6 ocazii cu portarul. 5-6, Mutu, Cernat, Bratu, care... Generația aia atât de bună și de valoroasă până la urmă. Da, eram început să jucăm foarte bine, pentru că noi am plecat de la 2-5 cu Danemarca în Penisipul, adică Arena Națională, și am ajuns într-o perioadă de 6 luni să jucăm la nivelul ăla. Practic am dominat Danemarca acasă la ei, Norvegia îi dominam acasă la ei, lucruri care nu se mai întâmplă în ziua de azi. Și a fost acea nenorocire, cornerul acela bătut prost? Ce regret eu în cariera mea de fotbalist, am spus întotdeauna, nu am fost prezent la niciun turneu final. Am pierdut barajul cu Slovenia și Danemarca ne-a dat gol în minutul 95, practic după prelungire la prelungire. Apropo de baraj și de echipa națională, crezi, e o întrebare interesantă, crezi că dacă ai fi jucat, de exemplu, nu știu, la altă echipă, nu dăm nume, ai fi avut mai mari șanse la echipa națională să participi la mai multe meciuri, să fii mai des selecționat? Pentru că noi rapidiștii, și eu vorbesc acum din punct de vedere al unui suport, noi rapidiști întotdeauna am fost frustrați de chestia asta. Pentru că noi am știut întotdeauna ce valori are echipa Rapid, cel puțin în perioada în care tu jucai la Rapid. Da. Știm foarte bine ce jucători am avut. De la Săpunaru, Pancu, Sabău, Lupu, nu știu, au fost zeci de jucători care jucau la noi și care meritau. Ienci, Dulca și așa mai departe. Da, au fost toți la echipa națională care ai spus. Dar... Săpunaru joacă și acum la echipa națională. Daniel Nicolae a fost la Euro 2008. Da, spui că puteam să avem mai multe prezențe. Pentru că eu am fost frustrat ca suporter, pentru că Săpunaru, de exemplu, câștigase Cupa UEFA și nu era în echipa națională. Dar nu era... știu dacă nu Cristi s-a retras el pentru o perioadă atunci, sau a spus că nu mai vine la o convocare, nu l-a deranjat ceva. Dar, per total, știi foarte bine că o lungă perioadă de timp, antrenorii proveneau de unde proveneau și... O altă echipă era mai favorizată, lucrul ăsta clar. Ați simțit și voi asta? Da, nu numai noi, care să zicem, bă, noi suntem suporte și noi suntem mai fanatici, suntem mai nebuni. Atâta timp cât ai performanțe mai bune decât echipa aia sau te situezi mai bine în clasament și sunt mai mulți jucători convocați de acolo, e clar că ceva a fost nu și e... favoritism. Da, era o întrebare la care chiar vreau să-ți aud părerea, pentru că noi, încă o dată spun, noi avem gândurile noastre așa ca suporteri, dar când vin de la cei care sunt chiar în miezul problemei, voi erați jucători la momentul ăla și erați foarte, foarte cunoscuți. Și noi eram frustrați acasă, pentru că vedeam alți jucători decât cei care erau golgheteri, cei care luaseră campionatul, cei care erau ceruți de multe echipe din străinătate. Nu a fost. Ai dreptate, doctor. Și ultima întrebare despre tine ca jucător. Care a fost cel mai important moment al tău ca sportiv? În momentul în care ai semnat cu Rapid sau în momentul în care ai reușit să pleci din România? Nu, când am venit la Rapid, pentru că, ți-am spus, am fost un norocos, am fost foarte iubit de suporteri, am avut performanțe, am marcat goluri frumoase, cred că într-un fel eram născut pentru a juca la Rapid. O echipă cu suporteri fanatici, o echipă cu suporteri cărora le place spectacolul, și încă o dată, mă repet, ultima oară, sunt un norocos. Am fost un norocos. Ce frumos, ce frumos. Iar acum să antrenez Rapidul, iarăși mă consider un privilegiat și un norocos. Sper să promovăm, vorbeam de proiectul ăsta. Avem un avans de 7 puncte, încă nu s-a întâmplat nimic. Nu ne putem relaxa. Sâmbătă avem un meci foarte important la Afumați. E un derby de clasament, locul 1 cu locul 3. Dar suntem într-un moment foarte bun. Echipa joacă foarte apropiat de ceea ce-mi doresc eu. Se văd multe lucruri frumoase, aprecieri din partea oamenilor cu experiență în fotbal care vin să ne vadă meciurile. Asta înseamnă enorm și pentru mine. Pentru că sunt la început de carieră și e important să am rezultate,
e important să fac o echipă să joace un fotbal spectaculos. Ai venit în Rapid când era într-o situație foarte grea, Liga a 4-a, și iată acum, din punctul meu de vedere, ca jucător... Ca antrenor, eu am riscat puțin. Ai riscat? Pentru că Schumacher a fost demis. Cred că dacă nu era vorba de numele meu, aș fi fost contestat. Echipa nu era într-un moment bun. Am avut parte de câteva rezultate bune, chiar și cu șansă, cu noroc. Alte rezultate indirecte ne-au ajutat, iar în acest moment riscul ăla care a fost, l-am asumat, dar mulțumirea e mai mare, mult mai mare. Poate așa este. Da. Nu este deloc ușor să ajungi la performanță. Până la urmă, sportul în general semnifică multă disciplină, perseverență și seriozitate. Aș vrea să ne spui după pauză cât de mult, cum ai reușit tu să nu fii luat de val, să rămâi același om modest și serios și dacă ai simțit vreodată că ți-a afectat și viața de zi cu zi, viața privată. Și cum ai reușit până la urmă să ajungi în acest punct? Cum e? E bine lângă echipă? Lângă... Da, e frumos. Eu am jucat fotbal în copilărie. Fotbal profesionist și ulterior când am ales partea de medicină sunt alături de proiectul ăsta numit Rapid și chiar sunt bucuros. Deși ai ales medicină, uite că ești încă în, exact, în exact. Fotbal. Și bravo, sunt bucuros că pot avea grijă de fotbaliștii de la Rapid. Bravo, te întrebam important. Înainte de pauză, Daniel, ce presupune până la urmă performanța și succesul? Pentru că știm cu toții, avem multe exemple de fotbaliști ratați, de fotbaliști care au început foarte bine și cumva pe parcurs s-au pierdut pe drum. Multă muncă, în primul rând. Muncă, muncă, muncă. Și când mergem să ne distrăm, să știm când să o facem și cum să o facem. Pentru că eu m-am și distrat. Pe lângă multă muncă, eu chiar am petrecut. Sunt și în categoria petrecăreților, în fotbalul românesc nu e. Dar când era fotbal, era fotbal. Când era distracție, era distracție. Nu le-am mai stecat niciodată. Au fost momente când a ajuns fotbalul pe plan secund pentru viața personală? Sau viața personală a fost cumva afectată de meseria pe care o ai? Nu, fotbalul nu are cum să ajungă vreodată pe plan secund. Nu știu, distanța, plecările, cantonamentele. Am fost plecat mult, am suferit în Rusia pentru că familia nu putea să vină acolo. Aveam, băiatul era mic, practic am stat un an jumate, am fost vizitat de familie doar de două ori, câte o săptămână. Alea sunt momente și până la urmă am renunțat eu singur la contractul cu Terec pentru că mai aveam un an jumate, dar singur nu, era aproape imposibil. Deci cumva și acestea se numără printre acele momente dificile. Normal. Performanța cere sacrificii întotdeauna, oriunde, în orice sport. Foarte frumos. Dacă ai dat timpul înapoi, crezi că ai fi ales altă meserie? Dacă nu era fotbalul? Nu știu, eram... Te-ai gândit vreodată? Eram talentat la matematică când eram copil, wow. La școala generală, pentru că de la liceu n-am mai fost la școală, nu știu, am ajuns până la urmă, am luat bacul, dar eram plecat la loturile naționale tot timpul. Deci cu matematica asta nu știu ce aș fi putut să fiu, nu știu ce meserie. Chiar eram foarte bun. Profesor de matematică. Da, probabil. Da, profesor probabil, probabil. Daniel Pagu, profesor Murea? Da. Ce vei face de Paște? Cum vei sărbători Sfintele Sărbători? De Paște deocamdată nu mi-am făcut niciun program. O să avem două zile libere pentru că jucăm vineri, sâmbătă și duminică. O să le dau liber și la jucători. Nu știu, e posibil să plec din București, încă nu mi-am făcut niciun plan. Mai găsești acel optimism și acea putere în tinerii fotbaliști cu care lucrezi? Acea putere și acea determinare pe care o regăseai acum mulți ani? Am fotbaliști talentați la Rapid, am câțiva copii de mare viitor. Sper să le transmit din energia mea, din ce am fost eu ca jucător. Ta, pentru că tu ai o nebunie. Ai fost un jucător foarte talentat, dar și nebun în același timp. Nebunia frumoasă. Nebunia e frumoasă, dar cum ți-am spus mai devreme, să trateze foarte corect fotbalul, antrenamentul, procesul de antrenament, implicare totală, ce le cer. Și sper ca 2-3 dintre ei să ajungă să joace nu la Rapid în Liga 1, să ajungă la echipa națională. Din 7-8 jucători tineri care am acum în echipă, de 17, 18, 19 ani, sper ca 2-3 să ajungă la echipa națională și atunci o să fiu și mai mulțumit. Doamne ajută, noi îți mulțumim tare mult pentru că ai venit astăzi. Și eu cu mare plăcere o să mai vin, noi. După ce promovăm și matematic, ai mai spus vin că mai vii, da. Te așteptăm. Vin pentru că mi-a plăcut. Îmi place atmosfera de aici, veselie, toată lumea râde, cântă, dansează. Te felicit, îți doresc mult succes, să rămâi cu picioarele pe pământ și să ții băieții conectați la maxim, pentru că încă promovarea încă nu e jucată, știu lucrul ăsta și nu-i las. Ne vedem după ce promovăm și ne gândim pentru Liga a doua, ce planuri ai pentru Liga a doua. Doamne ajută. Vă mulțumim tare mult amândurora.